Satul Bârda din comuna Malovăț începe să prindă alt contur. Asfaltările au început deja pe o lungime de 1 km. Cetățenii sunt îngândați că în sfârșit vor putea beneficia și ei de condiții normale de trai. Drumul a fost foarte rău, acum totuși e bine, e foarte bine chiar. Continuarea mai trebuie, rigole și mai sunt de făcut până la sfârșitul lucrurilor. Acum e foarte bine. A fost asfalt pe acest drum vreodată? Nu. N-a fost niciodată. Acum s-a început lucrările anul acesta. Foarte bun. Foarte bună și bine că a început lucrările, să se termine cu bine și totul e foarte bine la ora actuală. Ce să face pentru satul nostru? Aveați vreo urmă de speranță că va fi asfalt pe aici? N-am avut speranță până în prezent. N-am avut niciun fel de speranță. Da, acum se vede la fața locului și suntem foarte bucuroși. Suntem în zona finală de finalizare a lucrării, în satul Bârda, o zonă mai dificilă care n-a fost până acum asfaltată, zonă de care s-a ținut cont de către Consiliul Județean și le mulțumim anticipat pentru tot ceea ce se face la noi în comună și în satul Bârda și peste tot. Sunt lucrări în toată comuna, investiții de către Consiliul Județean. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la fața locului și a promis că în curând vor fi accesate fonduri pentru noi proiecte de alimentare cu apă și canal. Satul Bârna beneficiază pentru prima dată de asfalt, banii provenind dintr-un proiect finanțat cu bani guvernamentali. Pe baza unui proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, bineînțeles, contract încheiat tot în timpul guvernului Ponta. Am primit invitații de la autoritățile locale și de la un alt candidat să vin, că au început lucrările în acest sat. S-a asfaltat peste 1 km, mai urmează în zilele următoare să asfalteze peste 400 de metri. Așa cum spun, mă bucur că în județul nostru se fac astfel de lucrări. E adevărat, nevoile pentru comuna Malovăț sunt mari, e nevoie să se continue cu alimentările cu apă, este nevoie să se introducă sistem de canalizare. Pentru mandatul următor avem în grijă și acest lucru. Asfaltările continuă în județul Mehedinți, dar și introducerea de apă și canal. Mehedințenii se pot bucura de condiții normale de trai și nu vor mai fi nevoiți să îndure condițiile inumane la care erau supuși cu ani în urmă.